FCSB are doi oameni în afara, undeva la linia de centru. Lovitură de cap, prinsă până la urmă. Strigăte de durere în interiorul careului. Enrico Papa se uită către arbitru. FC Botoșani, atenție, are 1, 2, 3, 4 jucători în urma mingii. Și apărarea pare să fie expusă. Iată-l pe Coman, pasând înapoi, Moruțan, minge descoperită, Tănase, șutează Tănase și înscrie! Înscrie Tănase la o fază la care s-au repliat târziu jucătorii lui FC Botoșani. Când a pornit atacul, FC Botoșani avea 4 inși în urma mingii, apărarea la refiată n-a putut face față acestui atac încheiat cu golul capitanului Tănase. Tănase revine după ce a fost suspendat etapa trecută și înscrie cu un șut cu exteriorul. Enrico Papa în continuare îi reproșează lui Șovre că n-a văzut un eventual fault. Să vedem dacă într-adevăr acel fault este pricina pentru care FC Botoșani primește golul. Iată preluarea cu dreptul, șutul cu exteriorul, nu trage tare. Mingea este descoperită. Nu trage tare Tănase, caută colțul și îl învinge pe portar. Se cam dă la o parte din fața lui Brown, dar cred că merge după Coman.